Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru octombrie 2020. Oh, etalare foarte interesantă, foarte interesantă. Dragii mei, din seria mesajelor de la Înger ați primit The Heart of the Matter, în inima materiei, sau mai bine zis, eu așa simt, în inima problemei. Lucrurile sunt mai profunde decât ceea ce par, decât ceea ce vedeți. Lucrurile sunt mult mai profunde. Eu acum îmi pun căștile, dar dacă se aude vreun sunet, să știți de ce. Aveți totuși o carte cu un număr maestru, numărul 22. Trebuie să învățați să... 2 înseamnă relație pentru mine. Sunt două relații. În ce sens? Relația voastră cu celălalt sau cealaltă și relația voastră cu voi. Și aici cred că trebuie să înțelegeți niște lucruri. În funcție de relația voastră cu celălalt, cu voi, experimentați și relațiile cu ceilalți. De aici este profunzimea situației în general și, în mod special, cea la care vă gândiți. La capătul setului de cărți aveți concentrați-vă pe dragoste. Și numărul 24 se reduce la 6. Concentrați-vă, 6 pentru mine, casa 6 a fecioare, dar nu vorbesc de fecioară, vorbesc de casă. Casă care înseamnă obiceiuri de zi cu zi, obiceiuri sănătoase care ne mențin sănătoși și ne mențin în echilibru. Concentrați-vă pe dragoste față de voi. Cum am spus mai devreme și așa și simt acum pentru voi, concentrați-vă pe dragostea aceasta față de voi. Priviți-vă egoul. Dragonul acesta este egoul nostru. Toți avem un ego, da? Priviți-l cu compasiune, încercați să-l înțelegeți și să îl iubiți, adică să vă iubiți chiar dacă ați greșit, chiar dacă aveți ieșirile voastre și să încercați să îl educați. Că ce frumos, dragonul acesta este o fiară, într-adevăr, toată lumea se sperie de el. Dar educat, antrenat, dresat, pentru cine o fi mesajul, rămâne de văzut, dresat, da? Și cadorisit de fiecare dată când faci o faptă bună, acest ego poate să nu mai fie atât de periculos și poate să vă ajută. Poate, adică nu că poate, e posibil. Chiar e capabil. O diferență de nuanță. E capabil să vă ajute în creșterea voastră și în manifestarea relațiilor armonioase pe care orice om și le dorește. Nu înseamnă că dacă e armonios, nu mai e pasiune. Pasiunea nu înseamnă musai, scandal, violență și eu știu ce mai ce, da? Pasiunea rămâne, armonia rămâne, merg mână în mână. Și am vorbit atât de mult de dragoste față de voi pentru că trebuie să vă întoarceți inima către lumină, pentru că sunteți undeva, inima voastră încă e într-un întuneric, e într-o noapte, pentru unii, e într-o noapte. Un alt mesaj, în timpul somnului, încercați să ascultați muzică de ambient, vedeți că pe internet se găsesc, nu trebuie să fie în română, găsiți în engleză, tastați corect în engleză și găsiți pentru vindecarea sufletului, copilul interior, sănătate, pentru atragerea de ce mai vreți voi, în fiecare seară să vă puneți muzică, să vă rugați. Să vă rugați că aveți un înger protector care este gata să vă protejeze, dar depinde și de voi. Ce relații aveți voi cu voi, voi cu îngerii voștri, ca să manifestați, repet, relații armonioase. Că vă doriți și voi relații armonioase, că relațiile... Balanța care înseamnă armonie, chiar dacă uneori balanțele sunt disarmonice, uneori, dreptul lor e, na, șansa lor la creștere spirituală. Totuși, semnul balanței, ca și simbol, reprezintă echilibru și armonia. Și atunci vă doriți așa ceva în relațiile cu cei apropiați, cu toți cu care aveți de-a face, eventual. Din cealaltă serie de mesaje, ați primit numărul 10, probabil acesta contează, se reduce la 1. Probabil sunteți marcați de numărul 10 sau 1 sau 3 și 1, iar. 3 într-1. Evident că mă duce cuvântul cu gândul la Trinitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încercați acolo să meditați la această energie divină, energia creatoare a întregului univers, da? Și a voastră, și a oamenilor cu care aveți de-a face, ca să puteți să înțelegeți acest ego și să vă înțelegeți pe voi mai bine. Ancorați-vă în această explorare a unei lumi spirituale în care vă regăsiți în cel puțin 3 dimensiuni. Alte mesaje,
pe care le-ați mai primit, Distant Shores și Sensual Awakening. Am mai primit o zodie de curând, zilele astea. Ieri, alaltă, am mai făcut o etalare cu Sensual Awakening. Poate are legătură cu voi. Numărul 18 se reduce la 9, la spiritualitate, la casa nouă a călătorilor. Probabil că unii dintre voi sunteți la distanță de cineva. Sunteți la distanță de cineva, persoana respectivă vă trimite gânduri bune și vă dorește bine. Acum, ce-i doriți voi, persoane respective, foarte posibil să fie același lucru. Mai ales dacă vă concentrați pe dragoste. Dacă voi vă iubiți pe voi și vă iertați, atunci învățați să iertați și pe ceilalți și să le transmiteți gânduri frumoase și de dragoste. Și uite așa, în acest context, se trezește într-un mod foarte senzual, energia voastră divină, spiritualitatea din voi, mai ales cei care ați fost distrași de la această cale. E o trezire senzuală. Vi se trezesc simțurile într-o nouă direcție. Nu cea a egoului vechi, ci cea a egoului antrenat. Sunteți inteligenți? Înțelegeți ce vreau să zic. La capătul setului de cărți, Burning Hero. Ardeți de pasiune, că na, sunteți semne de, mai ales dacă sunteți în martie, poate și în aprilie, iar 3 și cu 1, 4, poate să fie și aprilie pentru unii, da? Sunteți marcați de Marte, aici toată ziua Marte, da? Marte care arde de pasiune, dar, dragii mei, ardeți într-un mod creativ. Nu ardeți așa de dragul de a arde sau ardeți, nu vă consumați. Nu vă consumați în direcții care nu vă cresc. Da, așa e expresia pe care mi-am format în ultima vreme, dar așa, ăsta e adevărul. Nu vă consumați aiurea cu gânduri negative ca să vă atrageți energii negative, nu. Puneți-vă pasiunea în această, parcă și aceeași culoare din această lume, în această lume a dragostei și a iubirii față de voi, o iubire înțeleaptă, matură, plină de compasiune, ca să puteți manifesta la fel în exterior. Da? E o lume interioară, vedeți, e o lume interioară care se manifestă și în exterior. Eventual fiți creativ, iar peste ape cineva, cross the water, distant shores, peste ape, la un drum, undeva, este cineva. Poate cineva care vă inspiră, Burning Hero, în cazul în care voi aveți un pic de lucrat cu voi. Iar există și varianta asta. Haideți să trecem să vedem, trecem la etalarea propriu-zisă, deși și aceasta este foarte importantă, mie mi se pare chiar la fel de importantă ca cea care urmează. Cruce celtică. Este nevoie să discutați sau pentru unii dintre voi studiați pe internet cum ați putea să călătoriți și să vă schimbați, să vă detașați în primul rând mental, cum am zis mai devreme, sper că ați primit mesajul, că tot vi l-am dat, să vă detașați mental de niște ape negre, ape tulburi, probleme, situații neplăcute. Da, da, da. Că o fi un alt semn de aer, iar că or fi două, că o fi un singur semn de aer pentru mine, nu contează, pentru voi contează, voi știți dacă există. Ideea este că voi vreți să schimbați energia. Vreți să mergeți într-o relație în care primiți dragoste, regina de cupe. Și există regina de cupe în viața multora. Regina de cupe care poate să fie o bună prietenă, poate să fie mama cuiva, o mamă bună. Evident că avem și părinți mai puțin evoluați spiritual. Poate să fie un profesor, poate să fie un consilier. Poate să fie o persoană care vă este vouă dragă. Evident că variază. Nu uitați că sunteți multe generații. Unii sunteți abia ieșit în 18, 19, 20 de ani. Azi poate aveți 50, 60 de ani, 40, da? Și atunci se schimbă. Ascendent, lună, Venus, da? Alegeți-vă mesajele, dragii mei. Ați vrea să călătoriți. Da? 8 de bute. Ați vrea să călătoriți. Și totuși, această relație este oarecum protejată. Este oarecum protejată. În această relație, pentru unii, așa simt, poate că nici nu v-ați întâlnit, poate nici nu cunoașteți.
aveți posibilitatea să vă vindecați traume vechi. Traume vechi, cum am zis mai devreme, dacă n-am zis, zic acum, în această dragoste față de voi, analizați-vă, dragonul ăsta poate să fie imaginea voastră rănită, reptiliană, decăzută din cauza multor traume și multor energii negative. Și aici este relația voastră cu voi răniți sau modificați, să zic, genetic și voi varianta superioară. Unde sunteți voi aici și unde puteți să fiți? Oricum, vreți să călătoriți, vă doriți să comunicați, este nevoie. Dacă nu vă doriți, să știți că este nevoie să comunicați într-un fel sau altul și să mergeți sau să, măcar mental, să schimbați energia de la o energie negativă, o experiență negativă, aceste decepții, aceste lacrimi. Da? Uite-le cum sunt. Dar văd că ați început, începeți să vă vindecați, unii dintre voi, patru de spade, să vă regăsiți o oarecare conexiune la spiritualitate cu, împăratul sunt unii, ăștia matorii, berbecii matori sunteți împărați, să vă regăsiți o legătură profundă cu latura voastră spirituală, cum am spus mai devreme. Oricum vreți să schimbați energiile din viața voastră. Vreți să iubiți, să fiți iubiți și să mergeți mai departe. Către un personaj care vă poate înțelege. Da? Vă poate vindeca. Acum că l-ați întâlnit, că urmează să-l întâlniți, iar poate să varieze. Bebecuți, iau. Ce aici? Regina de spade? Apare un semn de aer pentru unii. Regina de spade de obicei e cam nediplomată în felul în care comunică. Unor spune adevărul, dar depinde de varianta ei, dacă e varianta pozitivă sau negativă. O, transformare profundă. Transformare profundă într-o relație cu în care ați fost îndrăgostiți. Nu mai zic, n-a fost suflet geamăn, a fost un suflet karmic, dragii mei, ca să știți. N-a fost suflet. Ați crezut voi că e sufletul vostru geamăn, flacăra voastră pereche, dar a fost un, ia uite, a fost o obsesie. A fost o legătură karmică. Dar un atașament pe care voi trebuie să învățați să-l tăiați. Sunteți voi. Dacă vreți să vă găsiți echilibru, trebuie să vă vindecați, să vă transformați. Berbecuți și berbecuțe. Octombrie 2020, soare, lună, Venus, ascendent, lună, berbecuți. Și am văzut roata norocului. Mai schimbați-vă energia, dragii mei, că tot am vorbit și nu degeaba am vorbit, da? E drăguț când intuiția noastră ne pregătește. Nu mă plângeți, mă, nu mă fiți supărați, mă, că eu vă iubesc, mă. Nu o despade. Da, sunteți aproape bolnavi de supărare. Mă, drăguților, eu știu că a intrat Chiron, dar și eu am Chiron în berbec. Așa că știu ce e aia. Marele preot. E frumos. Chiar dacă sunt micuți, arcanele sunt frumoase. Cinci de cupe, încă plângeți. Mă, mică, haideți, mă. Nu mai plângeți. Am zis, descătușați energia asta într-un mod creativ. Aveți un erou, un erou zace în voi. Descătușați această energie creativă. Faceți ceva. Vorbiți cu voi și faceți lucruri frumoase. Ascultați ce am spus mai devreme și încercați să aplicați, dragii mei. Încercați să aplicați. Regele de cupe. Asta sunt eu, că tot sunt semn de apă. Vă iubesc și vă transmit multă energie pozitivă. Cât vreți voi. 9 de cupe. Am glumit. Nu neapărat că sunt eu. E cineva care vă iubește. Undeva acolo sus cineva vă iubește. Nu uitați. Uite, și un înger aici sus vă iubește. Adică, ce înseamnă undeva acolo sus? Adică în alte dimensiuni. Aveți acea relație potrivită pentru voi. Dar trebuie să vă schimbați vibrația ca să ajungeți la ea. 5 de spade, marea preoteasă, mai. Iată, a apărut invers. Valetul de monede.
Nu comunicați cu cineva. Aveți conflicte. În legătură cu un vis frumos. Aveți conflicte. Nu comunicați, dar nu doar conflicte. Ați vrea să vă luptați. Mai scoateți acel marte din voi. Decât să stați să plângeți, începeți să luptați pentru fericirea voastră, dragii mei. Mai, e finalul. O să-l spun și pe ăsta. Uf. Mai, mai marțienilor, mai. Șase de spade, da. Simțiți că cineva, știu sigur, semnul balanței v-a manipulat, a vrut o aventură cu voi, a fost aici, puteți să fiți voi aventuroși, poate să fie ei aventuroși. Magicianul lângă cavalerul de bâte, n-am cum să-l văd decât oarecum manipulator. Însă, și trebuie să vă detașați mental, să călătoriți departe de apele tulburi care vi le-au produs această poveste. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Măi, știți, eu personal nu mă înțeleg cu zodia opusă mie. Nu știu voi cum sunteți, poate tot sperați, pentru că întotdeauna zodia opusă ne instigă, sunt provocări. Eu personal nu, cu zodia opusă nu sunt. N-am nimic, adică tot ce ține de amiciție e ok, respect, dar când e vorba de dragoste, nu. Și vorbesc de soare-soare, opoziția soare-soare. Dacă sunt alte planete, mai e cum e. Asta din perspectiva mea, un sfat. Hai să mai zicem altfel. Că știți că eu dau multe variante la aceleași poziție de cărți. Detașați-vă mental de aceste suferințe, dragii mei. Detașați-vă și șase, am zis șase, casa a șasea. Unde mai? Aici, doi și patru. Concentrați-vă pe dragoste față de voi, vorbiți zilnic, spuneți-vă zilnic că sunteți frumoși, că vă puteți vindeca, că aia, că e lată, că e lată. Dar nu așa la modul stupid, creați-vă, că am vorbit de creativitate, niște, un fel de a vă exprima autentic și manifesta justiție în viața voastră, echilibru, ce înseamnă? Echilibrați-vă mental. Pentru că sunt două cupe, două talere și emoțional. Eu văd acum echilibru și emoțional și mental. Exprimați-vă adevărul când e nevoie, dar când, în mod special, nu când sunteți nervoși, nu când sunteți supărați, nici când sunteți extrem de bucuroși. De-aia trebuie să fiți în echilibru. Și acum nu mai vorbesc de zodia balanței, scoteți-o pe aia din cap. Acum vorbesc de ce înseamnă justiție. Manifestați adevărul, exprimați adevărul când sunteți în echilibru. Ca să nu răniți, ca să nu produceți iluzii, da? Și uite așa puteți să manifestați un nou chef, dragii mei, chef de viață. Pentru că aici sunteți foarte supărați. Unii dintre voi sunteți supărați. Pentru ce berbecuți și berbecuțe citesc eu acum, sunteți supi. Supi. Nu mai fiți supărați. Nu am cum să vă iau în brațe de aici. Dacă puteam, vă luam în brațe și vă mângâiam. În centru... În inima voastră, ia uite, lacrimi, răni, sârmă ghimpată, dezastru, deșert, întuneric, lacrimi și aici, apă, ploaie, lacrimi și aici, probabil că și aici, uite, și aici, stă și plânge. Mai, terminați, 9, e o încheiere de ciclu, ca să nu ajungeți la epuizare, da? Terminați acum, ca să nu intrați în 10. Transformați, învățați că 9 înseamnă spiritualitate, lecții spirituale, înțelegeți lucrurile din punct de vedere spiritual, că am vorbit mai devreme despre spiritualitate. Și văd că mergeți totuși, aveți un marele preot în trecutul apropiat, în viitorul îndepărtat. Încă vă vindecați, în prezent încă mai plângeți. Nu mai plângeți după cei care v-au dezamăgit, v-au vărsat sufletul, v-au răscolit sufletul. Lângă voi există suflete și sufletul acela care așteaptă să vă schimbați voi perspectiva, vibrația, cum am zis. Schimbați-vă vibrația, perspectiva, ca să puteți vedea cupe mult mai frumoase, eventual sufletul vostru pereche. Și influență exterioară, e cineva... cu marcaj puternic pe apă, pentru că aveți și sfat, și influență exterioară, și ce vă doriți. Clar, toate semne de apă, dar nu neapărat zodie, marcaj puternic. Acolo poate să aibă lună, poate să aibă Venus, dacă cineva are Venus în pești, este dragoste necondiționată. Da?
Dacă are Venus sau Luna în Scorpion, iar o putere de iubire imensă, profundă, dar vedeți foarte puțin. Persoană care se poate conecta la alte dimensiuni, care studiază astrologia, tarotul, reiki, energiile, că tot am vorbit de energie, schimbați-vă vibrația. Că nu degeaba vă fac eu etalare acum. Na. Pentru unii dintre voi care ați intrat, care ascultați cu răbdare, cu atenție, cu sufletul deschis, chiar dacă e rănit, lăsați-l deschis ca să primiți lumina. Și ca să primiți dragostea, gesturile, da? Da, cineva în trecut v-a jonglat, poate și voi ați fost între două chestii. Evident că puteți să fiți și voi, poate să fie oricine altcineva. E o jonglerie de situații, ori aia, ori albă, ori neagră. Este o legătură karmică. Legăturile acestea au fost karmice. Chiar dacă ați jonglat între relații și job, da? Și nu v-ați putut concentra pe o singură relație și atunci s-a produs această dezamăgire. Evident că poate să fie și cealaltă persoană care suferă. Nu vă închipuiți că dacă nu arată, cealaltă persoană nu suferă, măcar din ego și tot suferă. Deci în trecut, da, a stat în cap, eventual ați încercat unii dintre voi, este un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Unii dintre voi a stat și ați fi stat și în cap ca să mulțumiți pe cineva. Dar, dragii mei, nu vine să faceți așa. Nu se face așa ceva. Trebuie să vă regăsiți. Haideți să vă dau alte interpretări. Aveți nevoie. Dragii mei, trebuie să vă regăsiți autonomia. Autonomia este un cuvânt puternic. Voastră, spirituală. Să vă regăsiți stabilitatea în spiritualitate, în tradiții, în niște norme sănătoase, reguli sănătoase. Ah, ce frumos! Marele preot și marea preoteasă, superb, superb, superb. Aveți, am zis, într-o altă dimensiune pe cineva care vă simte. Asta este un cuplu divin, mai divin decât împărăteasa și... împăratul și împărăteasa, mai ceva. Oamenii ăștia au au o misiune spirituală împreună. Ca acum este una și aceeași persoană care a apărut în etalarea voastră. Poate să fie că nu aveam atâtea cărți apară de 11.000 de ori. Da, poate. Pentru că văd că cineva vă influențează pozitiv. Și simțiți că este ceea ce v-ați dorit toată viața. Este un personaj care vă susține emoțional în aceste momente de criză profundă. Dar revin la mesajul inițial, că și acela este foarte frumos și mă bucur că l-am primit tocmai la voi. Regăsiți-vă în acest balans, balanța casa șapta a relațiilor în care ați fost voi, în acest balans, centrați-vă. Unde e? Ia să vedem unde e, ca să vă arăt vizual, da? Ia uitați-vă. Eu sunt artist și văd lucrurile altfel. Aici a fost balansul, da? Că sunt monede, că sunt talere, da? Aici a fost balansul între voi și alte persoane sau alte situații. Centrați-vă! Dar eu vorbesc de acest ax, nu musai de spadă. Aici regăsim axul, da? Verticalitatea. Regăsiți-vă, dragii mei! Și mă bucur pentru toate mesajele pe care le primesc acum de la Divinitate să vi le transmit. Regăsiți-vă verticalitatea. Ridicați-vă din pat. Ridicați-vă din lacrimi. Și alchimizați-vă prin creativitate, dragii mei, că asta facem toți. Mai ales dacă sunteți artiști și aveți, frumos ar fi să vă descoperiți copilul interior, acela care vrea să mânjească cu vopsea, să se joace, să cânte, da? Să-l descătușați. Sau artistul interior. Că toți ne-am născut artiști. Și ne-am născut copii. Deci copilul e artist. Frumos mesaj pentru voi. Vă rog frumos, ridicați-vă. Dacă ați ști și dacă v-aș spune prin câte trec și eu, dar voi nu vedeți uneori decât nu auziți decât o voce și nu vedeți uneori decât o față zâmbitoare, uneori mai încercănată, alteori mai puțin, dar trebuie să mergem înainte. Trebuie și voi să mergeți înainte. Și veți începe să vă vindecați, pentru că 5 înseamnă schimbare, schimbați. Schimbați direcția, dragii mei, că am văzut și roata norocului. Schimbați-vă.
Frumos. Am zis sfatul. Regele de cupe. Regăsiți-vă, concentrați-vă pe dragoste. Sfatul că acest personaj este cineva care vă consiliază, care vă arată dragoste, care vă arată dragoste. Dar numai să vedeți că dacă voi sunteți cu capul plecat și cu ochii în acel nămol în care v-ați lăsat atrași, n-aveți cum să vedeți această ofertă. Și să mai spun că sfatul este să vă găsiți voi în această postură. Evident că oamenii ne ajută, da? Întoarceți-vă, ce frumos, întoarceți-vă inima către lumină. Da? Aici este lumină, aici e lumină, la Marea Preoteasă, aici e lumină. Ia uite, scripie, da? Vedeți o scânteie în cupa asta. Întoarceți-vă inima către lumină, cât ați suferi, este greu, știu cum e. Și atunci veți face, dragostea face diferența. Dragostea face diferența. Și primiți, aveți răbdare, se vede după cartea asta, nu mai scot, vă zic ce este, have patience. Primiți dragoste cu apreciere, cineva vrea să vă ofere, dar dacă sunteți așa în starea asta, nu veți vedea. Încercați să vedeți, dragii mei, să vedeți și să ascultați cu inima asta așa, sângerândă cum e. Că se zice, dragii mei, că tot am ascultat de curând, se zice că inima are memorie, se zice că în zona inimii avem neuroni. Bine, fie o altă discuție. Dar avem memorie. Memorie emoțională pe care o simțim în preajma altor oameni și simțim că ne-am mai întâlnit în altă viață. Aia e. Exterior, iar, cred că e același personaj. Dar, dragii mei, dacă îl vedeți ca personajul care vă umple toate cupele, ceea ce v-ați dori voi dintotdeauna, acestui personaj îi mai lipsește o cupă, da? 10. Ca să fie complet. Da? Aici, dacă voi vreți să aveți un asemenea personaj în viața voastră, trebuie și voi să revin la același mesaj, să deveniți voi la fel. Pentru că acest personaj nu poate, chiar dacă e ideal, să zicem că asta e influența exterioară. Vedeți la cineva, vedeți în jur, poate vedeți oameni fericiți, neapărat un singur personaj. Evident că poate fi unul, dar poate vedeți oameni fericiți și ziceți, vreau și eu să fiu fericit, fericită. Vreau și eu să-mi împlinesc dorințele. Dar aici este vulturul, scorpionul, care se transformă, renaște în vultur. Scorpionul care nu mai stă și se târie și se otrăvește, ci vulturul care se ridică. Fenixul. Aici este. Și oamenii aceștia, de unde știți voi prin câte au trecut? Asta e. Vedeți doar partea frumoasă. Nu vedeți cum s-au alchimizat eventual sau prin ce alte lucruri trebuie să mai treacă. Treceți și voi și transformați-vă. Hai, că aici este provocarea. 9 și cu 3. Ce înseamnă 9 și cu 3? 12? 12 e regina de spade. Clar, regina de spade, că cine acest personaj, regina de spade, va răni. Că fi semn de aer, nu țin musai să mă fixez. Cineva care a comunicat dur cu voi sau. Pentru că văd că apare comunicare negativă în poziția fricilor. Nu vreți să vă mai certați cu nimeni. Unii dintre voi v-ați săturat de argumente, de jocuri mentale, de tăceri, că și tăcerile pot să doară la culme. Evident că știu că de-aia și spun. Da? Și tăcerile dor. Alegeți odată. Alegeți. Da? Că sabia aceasta nu este în sus, este în jos, este tăcere. Că dacă era în sus, aș fi zis că e sabia dreptății. Dar uite că... Da, nu-mi plac mult cărțile astea. Că sunt la subiect, nu bat câmpii. De ce vă este frică de acest semn de aer eventual să nu revină iar cu argumente? Mai ales că sunt unii oameni care greșesc față de noi și când revin tot ei ne acuză. Mare grijă, știu despre cine vorbesc și despre ce fel de zodii vorbesc, dar nu mai... Da, mare grijă. Ce vă doriți în poziția dorințelor, dragii mei? Ce carte superbă! Bănuiesc că unii vă doriți o etalare personală.
mine sau cu alți colegi, nu contează, asta e clar, că vă doriți să vă înțelegeți. Doriți să vă înțelegeți. Și din punct de vedere astrologic, vreți să vă înțelegeți în primul rând. Dar, dragii mei, dacă voi nu sunteți deschiși să schimbați perspectiva, cum am zis mai devreme, poate să vă arate cineva orice într-o hartă natală. Dacă voi nu vă pregătiți să vedeți și să fiți cu sufletul deschis, am zis, inima are neuroni, și să înțelegeți lucrurile, poate să vă spună oricine, orice v-ar arăta. Da? Pentru unii dintre voi, ați fost crescuți într-o cultură sau non-cultură, în niște tradiții care, pentru că vă doriți altceva mult mai subtil, care v-au atacat inima și încrederea față de voi. Tradiții sau netradiții, da? Că puteți să fiți într-o familie extrem de tradițională, tradiționalistă, whatever, nu contează, extrem de ortodoxă, catolică sau protestantă, sau dimpotrivă. Nada. Spiritualitate. Dar revin la subiect, ascultați. Frumos ar fi să manifestați ce am zis mai devreme, verticalitatea voastră. Să vă găsiți normele, tradițiile, spiritualitatea aceea care vi se potrivește în această perioadă, va aduce vindecare. Aveți nevoie de un ghid, este un profesor acest mare preot. Și la fel este și marea preoteasă. Repet, poate să fie același personaj, că avem și un consilier. Și dacă nu mă înșel, cred că am vizual, cred că a mai fost de-a lungul anului un moment când am făcut o etalare care a apărut regele de cupe în aceeași poziție. Nu știu în ce lună, dar știu că a fost. Foloseam alte cărți atunci. Ce vă doriți? Am zis să vă conectați, ar fi superb, să vă conectați la îngeri. Că asta face mare preoteasă. Dar cu durere, dacă știi cum se roagă unii în genunchi cu lacrimi, ei, și cerem ajutorul. Cereți ajutorul. Vă doriți să vă conectați la intuiția voastră, dar pentru asta trebuie să fiți în echilibru, cum v-am arătat mai devreme și pe imagine. Ca să nu vă simțiți durerea, să simțiți intuiția. Vreți să înțelegeți lucrurile în profunzime? Vreți să înțelegeți dreptatea și nedreptatea, întunericul și lumina? Vreți multe. Aveți planuri mărețe de transformare și este superb. Deocamdată de transformarea voastră. Dacă nu, vă susțin eu în aceste planuri. Prin aceste etalări, că altfel nu știu cum, că și eu am, și eu am problemele mele. Oh, ce reușiți să faceți? Finalul este valetul de monede. Ați vrea să comunicați cu cineva, dar deocamdată comunicarea văd că nu. Ia să vedem următoarele. Da, hai să vedem. Probabil că e o comunicare cu cineva pe care l-apreciați, nu cu persoana din trecut. Nu, e o comunicare cu cineva pe care l-apreciați sau apreciați, cu care vreți să puneți fundația la o construcție. Acum, că e vorba de prietenie, că e vorba de dragoste, iar poate să variez, e o construcție stabilă. Vorbim de stabilitate când vorbim de marele preot, de împărat, de regi. Regii sunt stabile, regele de cupe, o persoană stabilă, emoțională în mod special și plină de compasiune. Dar vreți să comunicați și n-ați comunicat și ați dori, rămâne de... Ia să vedem ce apare. Da. Aveți aceste conflicte interioare în legătură cu un personaj pe care îl apreciați și cu care nu comunicați. Și totuși, vreți și voi fericirea voastră, e dreptul vostru, e normal. Și eu îmi doresc să fiu fericită și toată lumea își dorește să fie fericită. Dar trebuie să luptați. Și aici este provocarea să schimbați acest valet de monede în poziție dreaptă.
Să faceți primii pași, să studiați practic. E altfel de studiu, nu ca cel de la valetul de spade. Un studiu foarte atent. Și în care vă implicați și practic. Nu e doar un studiu mental în care citiți și învățați pe din afară. Nu, practicați, cum am zis mai devreme, la casa șasea, da, zi de zi ceva. Practicați această creștere financiară și a valorii voastre, stime față de voi. Da, în acest moment cred că nu aveți voi un curaj. E normal când treceți prin ce treceți, aceste traume, e normal. Dar aici e provocarea. Unii dintre voi lăsați în urmă pe cineva care nu v-a apreciat. Asta e minunat! Este minunat! Dacă acest personaj, valetul de monede, așa este mesajul, cineva care nu v-a apreciat și n-a vrut să construiască cu voi, îi lăsați în urmă și începe să vă luptați. Cinci de băte se luptă cu concurența, cu familia, cu tradițiile, cu cine mai vreți voi să vă luptați pentru a manifesta fericirea voastră, 10 de cupe. Cum am zis, 9 și cu 1, 10. Eventual, încercați să fiți creativi în această luptă, în această abordare a fericirii voastre. Nu zic musai că vine acum. Este ceea ce începeți să faceți, primii pași, primii pași. Eliberarea de oamenii care nu vă apreciază și lupta pentru visurile voastre, idealurile. Asta înseamnă ideal. Luptați pentru idealul vostru, dar repet, într-un mod creativ. Pentru că cinci de bâte este foarte creativ. Ia uite, asul de spade. De spade aveți și adevărul, dacă tot l-am zis, foarte frumos. Înseamnă că la un moment dat veți lua și sabia dreptății. Asul de spade e aici. Dar este asul de bâte. Evident, am greșit cu un scop. Asul de bâte înseamnă sclipire. Înseamnă ce am zis mai devreme, acel erou care trebuie să înceapă să manifeste. Asul de monede de bâte, măi, dar toți sunt curcașii. Îi vreți pe toți, evident, cu 10 de cupe îi vreți pe toți. Asul de bâte înseamnă puterea creativă de a manifesta, de a pune în practică energie. Este frumos. Wow. Și blocați pe cei care v-au pus în așteptare. Dar, cam atât. Hai, nu, hai să mai clarificăm totuși. Ia să iau cărțile. Să clarificăm. 3 de 3, 3, 3 de spade. Inimioara voastră duc. Uf, uf, uf. 3 de spade. Clarificăm 3 de spade. Păi, care are frumoasă, pentru că văd că sunteți susținut și este minunat. Sensual Awakening, da? Asul de băte, lângă 10 de cupe. Nu este doar o pasiune sexuală, este mai mult de atât. Este o trezire la altceva. Uite că nu vrea, nu vrea. 3 de spade, conflicte. Puteți să fiți voi în conflict cu voi înși vă. Asta e, voi în conflict cu voi înși vă. De-aia cum a venit și mai devreme. Aici este transformarea voastră. Cinci de cupe. În prezent. Nu mai plângeți, dragii mei. Hai, hai să vedem ce altă alternativă mai aveți la aceste lacrimi. Dansați, ascultați muzică, faceți artă. Aia care o fi. Ați prea multe. Aia stângace, nu contează.
Luați-vă un set de culori, băgați-vă mâna în culori și mă zgâriți în jurul vostru. 7 de monede. Sunteți obosiți în relațiile. Obosiți și supărați în relații. 7, casa 7 a relațiilor. În relațiile pe care le-ați avut unii dintre voi. Ați muncit și ați obosit. Probabil n-ați primit ce ați fi vrut. Vreți să mergeți mai departe către independență? Da, superb, dar trebuie să vă alchimizați, să munciți pentru această independență. Apare și asul de spade, victoria. Apare și victorie și înțelepciune. Doamne ajută! Doamne ajută! În momentul în care vă schimbați vibrația, vă apropiați de... Iar a apărut. Ah, nu. Înțelegeți lucrurile. Reușiți să tăiați această, da? Asul, Excalibur ăsta, taie, este singura care taie, da? Dreptatea, înțelepciunea, lumina divină, singura care taie acest lanț al codependenților, da? Da, e o stagnare, dar stagnarea este tocmai... Iar să nu peștilor de casa a 12, nu neapărat să nu peștilor, casa a 12 probabil că aveți marcaj, dacă sunteți berbeci, posibil că aveți planete în să nu peștilor. Casa a 12 a necunoscutului, dacă nu, the heart of the matter, ce am zis mai devreme, lucrurile sunt mai profunde decât par. Aici trebuie să vă calmați, să vă relaxați. Faceți meditații și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Am zis perspectivă, schimbați perspectiva. Schimbați perspectiva. Regăsiți-vă echilibru. Da? Echilibru. Probabil pentru unii aveți o figură masculină care v-ar putea ajuta să înțelegeți lucrurile. Da? Și dacă nu este o figură masculină asta că a apărut regele de monede și marele preot, e un profesor. E un om care predă, care are autoritate într-un domeniu sau în niște domenii, are autoritate, are CV, da? Are experiență de viață și persoană stabilă. Poate să fie una și aceeași persoană. Poate să fie. Care vă susține în această alchimie pe care trebuie să o manifestați. A, ce frumoasă imagine! A zis că vă susține, vă inspiră, vă dă sfaturi, vă dă tehnica eventual. Cum am zis și eu mai devreme, ascultați cu tare, cu tare, cu tare, da? Cum să vă transformați, să transformați acest, păi, ce frumos mesaj, aceste monezi, acest aur, îl băteți în focul ăsta, Burning Hero, al vostru, ca să vă faceți sabia. Măi, ce frumos! Eu vizualizez. Cu un ciocăniț acolo, 8 e casa 8 a transformărilor, a morții și învierii, Phoenixul ăsta, pe care nu, prin care trebuie să treceți. Nu, îl vedeți la alții, dar nu știți prin ce au trecut ei. Ca să vă creați această sabia voastră a dreptății. Și să vă eliberați. Burning Hero, vă pregătiți de această luptă. Luptă cu voi, cu dragonul, cu alții. Înțelegeți? Foarte frumos mesaj, dragii mei. Foarte frumos mesaj. Chiar dacă suferiți, măi, sunteți puternici. Hai, wake up. Scularea, trezirea. Ce ar mai trebui să clarific? 4 de spade? Nu, valetul de... Asta să mai clarific. Valetul de monede. De ce a venit invers? Eu v-am zis, vă încurajez și vă susțin în această transformare a voastră. Ia uite. Și două au venit. Manifestați, măi. Aici n-aveți curajul să manifestați, n-aveți energia, dar energia este. Depinde la ce vă conectați, la trecut, la durere sau la divinitate, cum am zis mai devreme, 3 într-unul, la divinitate, la energia. Aveți voi, măi, berbecuților. Aveți două cărți extrem de spirituale, super spirituale. Marele preot și Marea preoteasă. Vorbiți cu ei, conectați-vă la ei, ca să puteți să manifestați un nou început, iar o relație stabilă, succes financiar sau stabilitate, până la succes mai e stabilitate, da? E în aer, depinde de voi,
Depinde de voi ce faceți. Cât stați cu ochii în lacrimă, în trecut, în întuneric, da? Și cât vreți să manifestați. Cam atât e. Hai, trezirea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă iubesc și vă pup încă o dată că sunteți supărați. Pa, pa!